profesori, probabil, să poate și așa de spus. Dragi viitori, și sper și o spun destul de sincer, judecători și procurori, eu cu plăcere am acceptat invitația să fiu astăzi aici, împreună cu dumneavoastră, pentru a marca acest eveniment foarte important. 13 ani în urmă, această instituție a fost creată la inițiativa președintelui Republicii Moldova. Și consider că a fost un pas foarte important pentru Republica Moldova, pentru a face un pas înainte în tot ceea ce ține de justiție. Eu vreau să vă felicit pe cei care începeți în acest an pentru această nouă promoție și vreau să vă spun că așteptările sunt foarte mari. Probabil cunoașteți că pe parcursul ultimilor 2 ani jumate, fiind în funcție de președinte, am semnat decretele de numire în funcția de judecători, practic la toți absolvenții Institutului Național de Justiție. Toți tinerii care au trecut acest filtru au fost promovați de președintele Republicii Moldova. Dacă față de alți candidați la judecători, de diferite instanțe, am mai avut rezerve, cred că o treime le-am întors înapoi la CSM. Vreau să vă spun că tinerii care au absolvit Institutul Național de Justiție, fără niciun fel de rezerve, au fost aprobați și numiți prin decrete de către președintele Republicii Moldova. Eu cred că aceasta, în primul rând, este o apreciere a profesionalismului celor care activează în această instituție. Eu vreau sincer să vă mulțumesc. În pofida mai multor discuții care au loc în ultimul timp, a unor atacuri, a unor declarații politice care vin din diferite adrese, eu vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră care o depuneți. Mă refer aici la spate profesori, să spun. Cei care educă o nouă generație. Și mesajul și către dumneavoastră, că dacă veți trece, și cred că veți trece cu brio, cu succes, această etapă importantă în viața dumneavoastră, eu îl asigur cu plăcere și cu mândrie voi semna decretele de a fi numiți în funcția de judecători. După cum am menționat, suntem la o etapă foarte importantă. Așteptările sunt foarte mari. Se vorbește foarte mult de reforma justiției. Așa se primește când se schimbă guvernarea, în Moldova se vorbește despre reforma justiției. Dar vreau să vă spun că la această etapă, cu toții suntem ferm hotărâți să mergem înainte cu această reformă. Am elaborat și un proiect, au venit și unele rezerve din partea Comisiei de la Veneția. Vreau să vă spun poziția președintelui Republicii Moldova. Noi trebuie să luăm în calcul toate propunerile din partea experților internaționali. Probabil, în calitate de specialiști în acest domeniu, v-ați interesat, ați văzut care este opinia Comisiei de la Veneția față de reforma justiției. Eu nu sunt de acord cu unii care spun că putea parțial. Nu. S-au mai făcut lucruri parțiale. Sau facem o reformă fermă, demnă, conform rigorilor internaționale, sau nu pierdem timp. Și asta este poziția președintelui Republicii. Noi suntem pentru reforme. Reforma justiției este foarte importantă, într-adevăr, este importantă pentru toate sectoarele. Nu vor fi nici investitori, nu vor veni nimeni în Republica Moldova dacă nu punem la punct niște lucruri. În același timp, eu sunt împotriva celor care spun că tot sistemul este putred. În justiția din Republica Moldova, în domeniul justiției, în domeniul procuraturii, sunt și profesioniști. Nu putem spune că toți sunt corupți și toți sunt răi. Nu putem din cauza câtorva persoane să tăiem tot. Sunt și persoane demne, profesioniste, care cu regret nu au avut posibilitatea să se manifeste. De aceea trebuie să fim foarte atenți și cu evaluările a judecătorilor, a procurorilor. Trebuie să nu facem greșelile celor care au fost până acum. Pentru că declarațiile politice, intervenția în sistemul
justiției, care este o putere separată în stat. Și noi lucrul ăsta trebuie să-l ținem tot timpul. Minte. Noi, în primul rând, polițienii. Pentru că cu unele declarații și unele intervenții putem să agravăm situația și mai mult. De aceea să știți că în persoana președintelui Republicii Moldova eu voi face tot posibilul ca reforma să aibă loc. Voi fi foarte imparțial. Nu vă voi implica. Ați spus că cineva din Statele Unite spunea că cea mai importantă zi a fost când l-a sunat președintele. Eu nu vreau ca în Republica Moldova cea mai importantă zi să fie cum a fost până acum, când sunau șefi de partide sau președinți sau prim-miniștri și spuneau că în dosarul ăsta trebuie să faci așa sau așa. Nu trebuie să implici. Dacă noi nu o să ne implicăm, dacă factorul politic nu o să se implice, eu sunt sigur că voi o să faceți jobul conform normei constituționale. Și de fapt acest lucru așteptăm de la voi. Nu ne trebuie favoruri. Nu ne trebuie decizii politice. Nu vrem să influențăm. Vrem în sfârșit toți noi, cetățenii simpli, oameni de face, să respire mai liber. Dar aceasta depinde, în primul rând, de voi, de sistemul judecătoresc. Nu e simplu, dar eu cred că se poate. Și vreau să știți că eu, în calitate de președinte, voi fi alături de voi atunci când vor respecta norma constituțională și legislația Republicii Moldova. Atunci când se va încălca, vom fi foarte duri. Extrem de duri. Și cred că deja s-au început unele lucruri. Vor mai fi și altele în următoarele săptămâni, luni. Și eu cred că Republica Moldova, justiția din Republica Moldova, are o nouă șansă. Și eu sper și sunt fer convins că această șansă de schimbare vine împreună cu voi. Acești tineri frumoși, neintoxicați,